Pianuță, dragă, ce-i cu tine? Într-un suflet am venit după ce mi-ai scris. Tu acum trei ore trebuia să vii, că mă puteai găsi rece până acum. Mai rece ca și cum ești acum cu tată tău, nu fi niciodată. Tu în loc să vii într-un suflet că ți fata bolnavă, tu te oprești la cârciu, mă sigură. Am trecut un tip acolo pentru niște coraj, că știi că nu-s doctor. Tu nici măcar tată nu ești. Dienuță, sama la vorbă. Nu uita cine ți-o șters părțile rușinoase până ai mers la școală. Lasă-mă cu astea! Zim, ce te doare? Mă doare capul, nu știu, un vâjă și s-a mețit și nu... E de la sărăcia aia de telefon, bajă dracu în el, că tătă zoa să-i proptiți în ecran. Nu, 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 nu nu de la aia, nu-i de la aia, nu... Pita -pi prăjită cu usturoi ai mâncat? Să-mi pută gura toată ziua, ce ce cu... Paula n-are rușine! Ce știi tu? Eu știu că dacă acum spui la piciorul o cărămidă herbinte trag pe cerga, în două ore transpir și n-ai nimic. Da, le Tu știi că au avansat medicina de când erai tu copil, adică de acum 100 de ani. Au avansat? de -aia nu mai avem cu ce da în cap la virus. Deci Google zice că eu trebuia să mor acum o oră la ce simptomeam. am. tot după Google te unde scriu test în tâmpiții, agramații și proștii. Și m-am uitat pe TikTok și zice că una din 10.000 de persoane supraviețuiește la ce bolă am eu. Una. Tu n-ai nicio bolă. Tu ești o mă. Nu știu, hai ce mă dare capul. Să-ți facă tata o frecție la tâmple cu șpir sanitar. Aia da, aia. cred, că o să, cred că o să ajute, hai. Încerca, dar nu mai am șpir. Tu și spiritul din casă l-ai băut? Îți spui niște felii de cartofi în șosete. Trage cartoful, trage tot rău din tine. Am văzut așa, doctorul Cezar zice că poate să fie de la stomac. Dar doctorul Mihail zice că poate să fie de la bilă. Eu nu mai înțeleg nimic. Da, doctorul ăla, Ötker, ce zice? De deci ce nu mai pot de rău și tu mă iei cu miștouri? Tu ești de ochiată, tu fată. Nu înțelegi, ești de ochiată. Nu sunt de ochiată, lă Nu mai spui nimic din momentul ăsta, te îmbraci și vii cu mine la doctor. Da. Noi în sat nu avem numai veterinar. Lasă, că nu strică niciodată a doua opinie. Ciao. Sigur, e și au spus să poarte ceva roșu la ea. Că nu i se întâmplă. Nu i stau bine uite, în cap și imediat. Ei, bă, de ce nu i-am făcut eu un descântec de Am bătut atâta drum, nu? No? Tată, o să se mergi tu. Eu spre stres. Oricum nu înțeleg nimic din ce zice, mă stresează. Nu... Bine, 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 bine. Mă duc eu, mă duc și eu. Ce-o zis, e grav? Nu-i grav, dai bai. Pune mâna pe telefon și sună-l pe Robi. Mm? Ce? Sună-l pe Robi și întreabă ce facem înainte, nunta ori botezul. Poftim? Ia, ia. ce o deau chiar rău de tăt, Robia aia asta. <coughs> Care o și. Zice, se poartă hirul roșu.